Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai buni, astăzi o să discutăm despre cât de bun este noul Call of Duty Modern Warfare 3, ce părere am eu despre el, dacă merită să vi-l iau sau nu și desigur ce note oferim acestui joc. Dar țineți cont că o să vorbim mai mult de partea de single player, pentru că aia contează mai mult, că noi pe aia am jucat, dacă e să o luăm așa, iar multiplayer oricum nu este foarte diferit față de precedent, așa că nu am fi avut ce să aducem de comentat în plus aici, ba chiar avem niște chestii în minus pe care oricum o să le aducem în discuție mai târziu în acest video. Așa că înainte de toate, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră și să trecem la treabă. Call of Duty Modern Warfare 3 arată decent, dar din păcate mai rău decât precedentele ce au fost lansate acum câțiva ani și vorbesc aici de Modern Warfare din 2019, Cold War și chiar Vanguard. Pentru că, dacă e să mă întrebați pe mine, atunci când e vorba de grafică, Cold War este cel mai fain joc pe partea asta, este cel mai plăcut vizual și cel care reușește să folosească tehnologiile de la Nvidia într-un mod mult mai practic față de celelalte jocuri din serie. Pentru că acolo aveam RTX foarte bine implementat, în niște locații foarte bine alese, încât să scoată în evidență aceste tehnologii cum trebuie și să creeze o ambianță mult mai realistă și mult mai imersivă. Și ce drept aveam și DLSS-ul care să-ți ofere un frame rate decent. Aici avem doar DLSS 3.0 sau 3.5, nu mai știu exact care dintre cele două este disponibil pe MV3. Ce ne oferă, ce drept un boost masiv de performanță, dar din păcate afectează puțin calitatea jocului, pentru că apar niște artefacte ciudate când vine vorba de calitatea imaginii, mai ales atunci când lucrurile se întâmplă foarte repede, gen dacă e să iau un exemplu, misiunea cu Price când încearcă să evadeze din stația aia nucleară sau ce-o fi, se vede clar că jocul încearcă să ajusteze super repede imaginea încât să facă tranziția aia din first person în third person, să fie cinematicul bine și tot așa. Se vede, e ok, pot să trec peste aspectul ăsta, nu e nicio treabă, dar se vede clar că nu au stat foarte mult să implementeze ceva cum trebuie încât să arate și bine, dacă e să mă întrebați pe mine. Cold War arată net superior comparativ cu acesta și îmi pare rău că în loc să meargă înainte Call of Duty cu grafica s-au dus înapoi și au cam bătut pasul pe loc cam de vreo 2-3 jocuri încoace, de asta fiind al treilea care nu prea mai primit o evoluție, dacă e să mă întreb pe mine. Ce de trebuie să recunosc, are modele destul de bine făcute, cu expresii faciale foarte mișto gândite, cu cinematice foarte faine și tot așa, adică aici nu aveau cum să dea crash, dar când vine vorba de jocul în sine, nu prea se prezenta foarte grozav. Când vine vorba de sunet, n-am ce să comentez aici, lucrurile sunt la fel ca în celelalte jocuri, stă bine. Muzica aleasă este foarte bine gândită pentru jocul pe care îl prezintă. Știu să-și mențină constant tema de seriozitate când vine vorba de muzică și nu au luat-o pe niște căi dubioase să bage, nu știu, un fel de rap ciudat în momente foarte nebune, așa cum mai face Mortal Kombat când anunță câte un joc nou. Dar cred că s-ar putea să fie niște mici schimbări aduse pe partea de sunet la pași, dar nu sunt 100% sigur dacă e din MV2 treaba asta sau e ceva nou MV3, că mi se pare că s-aud pașii ceva mai clar. Acum, știți voi foarte bine, cei care vă jucați mai des probabil o să puteți comenta mai bine pe aspectul ăsta. Pe partea de gameplay, chiar nici aici nu am ce să comentez foarte multe, pentru că nu s-au schimbat mai deloc mecanicile de joc și nu s-au adus nicio schimbare, dacă e să o luăm așa, adică lucrurile sunt fix la fel ca jocul precedent, doar că hai să ajungem să discutăm pe partea de campanie, avem acele misiuni Warzone-like, care sincer să fiu sunt groaznice. Da, m-ați auzit bine, sunt niște misiuni groaznice, pentru că sunt niște misiuni lipsite de viață, lipsite de evenimente interesante și se simt ca și cum te joci un match de Warzone cu boți și la final gata îți dă un cinematic și aia a fost. Deci, nu sunt fan deloc când vine vorba de aceste open world missions pe care le-au teasuit acum ceva vreme cei de la Activision și au spus, bă, vedeți că o să fie o chestie faină, că poți să abordezi misiunea cum îți place ție sau nu știu ce. Da, dar puteai să faci asta într-un mod mai dinamic. Adică au lipsit momentele în care aveai, nu știu, urmăriri de mașini, niște momente de-astea mai tensionante când ți se scripta o anumită mișcare sau ceva, încât să, nu știu, să stai sub un pat, să stai într-un dulap sau ceva. Totul era literalmente ca și cum te joci Warzone, să mai spun că și interfața era super încărcată cu 1100 de chestiuțe, fix ca și cum te juca un match de multiplayer sau de Warzone, ceea ce strică tot vibe-ul de ăsta de single player. Și ca să continuăm pe partea asta cum trebuie, când vine vorba de poveste, aici iarăși lucrurile nu merg super, super bine. Au făcut ce drept niște schimbări comparativ cu MV3. Unele schimbări sunt chiar bine gândite și au
construit cumva imaginea lui Makarov mult mai sumbră față de cum era precedentul MV3, dar din păcate este o campanie super scurtă, adică poți să o termini în 3 ore și fix când simți că era punctul ăla în care, mamă, fii atent că de acum trecem în partea aia la alta campanie, în partea a doua campanie, mult mai mișto, unde trebuie să luptăm înapoi, să reparăm lucrurile, atunci se termină jocul. Literalmente are o experiență așa de seacă la început, dar se construiește către ceva decent, devine decent pe la mijloc, puțin spre final, unde apar și misiunile alea specifice, unde trebuie să fii puțin stealth, asculți, spionezi, faci niște lucruri așa mult mai interactive comparativ cu misiunile la open world, și fix când vrei să zici, mamă, fii atent că de acum e punctul culminant, bum, credite. Adică, pe bune, foarte, foarte dubios construit pacing-ul în jocul ăsta și din păcate experiența te lasă foarte sec la final și mai mult e așa ceva genul, da, l-am scos noi pe ăsta să vă luăm $70 și have fun, o să ne auzim oricum la anul cu MV4 sau ceva de genul ăsta. Așa că, na, nu pot să zic că mi-a plăcut prea tare campania. Știu că mulți dintre voi sunteți fani și vi s-a părut mișto, dar eu am să fiu gică contra aici să spun, da, a fost, da, nu prea. Adică, până și felul cum l-au eliminat pe unul dintre main characters, dacă e să luăm așa, mi s-a părut destul de sec și lipsit de sens și, cum să zic, într-un mod non-eroic. Așa cum ne-am obișnuit în Call of Duty. Dar cu asta fiind spus, eu mai bun, a sosit momentul să tragem concluziile, să oferim o notă acestui joc, să vă spun dacă merită să-l cumpărați sau nu. Call of Duty Modern Warfare 3 este ce drept un simplu expansion pentru MV2, nu vine cu nimic în plus, nu aduce nimic senzațional încât să te facă să vrei să joci jocul, dar din păcate dacă ești un jucător împătimit al Call of Duty-ului, cu siguranță vei fi nevoit să-ți iei noul Call of Duty încât să te poți juca cu prietenii noua experiență, între ghilimele noua experiență, și desigur să poți să îți aduci diverse arme din multiplayer în Warzone, pentru că evident de acum Warzone-ul va fi în strânsă legătură cu Modern Warfare 3. Dar în rest, jocul ăsta nu vine cu nimic în plus, ba chiar primește niște downgrade-uri, niște decizii dubioase când e vorba de game design și gameplay, așa că nu pot să spun decât că nu prea recomand MV3 decât dacă țineți neapărat să jucați multiplayer-ul și dacă nu-l aveți pe precedentul. Dacă aveți precedentul, puteți vă jucați lejer MV2 fără doar și poate, puteți vă jucați Warzone, care este și gratis, dar nu recomand prea tare MV3 decât dacă chiar vreți neapărat să vă jucați o Call of Duty și altul nu-l aveți, dar dacă nu puteți trage lejer de MV2 până vine ăsta la reducere ca să după aia să puteți să vă jucați cu ceilalți playeri care se joacă MV3. Pentru că, sincer, dacă să mă întrebați pe mine, ar fi putut lejer să combine multiplayer de la aceste două jocuri, să te lasă să te joci cu ce versiune vrei tu, pentru că, cum am spus, diferențele nu prea există între cele două. Și desigur, ca și notă pentru experiența de campanie, cu toate că a avut ce drept niște momente decente și pot zic că mi-a plăcut foarte tare când am avut parte de acele misiuni cum trebuie, pline de adrenalină, foarte specifice Call of Duty, nu pot decât să-i dau nota 6 jocului ăsta, adică, bă, băiatule, upgrade-uri de grafică nu, upgrade-uri pe gameplay nu, povestea o lași în cârje și neterminată că, vai doamne, scoatem oricum altul la anul, care și ăla o să fie tot un expansion de MV2, și schimbări pe multiplayer, am adus zombies înapoi, care ghiciți ce, zombies este DMZ cu zombies, literalmente este modul pe care l-au abandonat în MV2, l-au adus MV3 și l-au făcut zombies. Nu știu, asta pare să fie oaia neagră a seriei în momentul de față. Este, cred că, cel mai dezamăgitor Call of Duty de până acum. Este mai jos decât Ghost, este mai jos decât Infinite Warfare, este mai jos decât Advanced Warfare, este mai jos decât toate. Deci mai jos de atâta nu există. Asta consider eu că este cel mai jos punct al Call of Duty-ului de până acum. Dar cam asta ar tot mai bun pentru acest video. Știu că probabil o să supăr câțiva oameni cu ceea ce am spus, dar asta este strict părerea mea și cumva am văzut mulți oameni rezonând cu ea, așa că îmi pare rău. Și dacă voi aveți o părere diferită despre jocul ăsta, puteți să o lăsați în comentarii, să știți că nimeni nu o să vă critique dacă vă place sau dacă nu vă place jocul ăsta. Și nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Ne-o zi data viitoare. Pa, pa.